De duminică, biletele de tren s-au scumpit cu aproximativ 18%. Această majorare este valabilă pe toate rutele, inclusiv pe trenurile accelerat către București sau către litoralul Mării Negre. Facilitățile de călătorie acordate de CFR Călător până la acest moment se aplică în continuare și după majorare prin continuarea acordării de reduceri de 50% din tariful integral la abonamente pentru naveti și de 75% la abonamente pentru elevi și studenți. Pentru ruta Pucioasa-București, tariful la trenul Săgeata Albastră a crescut de la 22 de lei la 29 de lei și 50 de bani. Pentru ruta Vulcana-Pandele București, tariful la tren personal clasa a doua a crescut de la 10 lei 50 de bani la 11 lei și 80 de bani. În plin sezon estival, când românii încă mai sunt în vacanțe și circulă cu trenul, CFR Călători a decis majorarea prețurilor. Astfel, o călătorie până la mare din București cu rapidul la clasa a doua costă 61 de lei 60 de bani, mai mult cu aproape 10 lei.